Salut, eu sunt Gicu, colecția mea de violete africane se va mări din nou. După cum observați, aici am pus niște frunze în apă și deja au făcut rădăcini, îmi pare foarte bine. Mai înainte am avut mai multe violete africane, vreo 10-12 ghivece, dar să știi că sunt foarte întrebate în cazul meu. Mai dau la rude, prieteni și când mă uit, rămân cu câteva doar și m-am gândit să le înmulțesc iarăși. De la această violetă africană am tăiat niște frunze, nu chiar, să zicem așa, bătrâne, dar nici prea tinere. Iată, vedeți frunzele acestea. Și am decis să vă arăt rădăcinile ce superb au crescut. În acest video trebuie să le plantăm în substrat și vom vedea peste vreo 2 luni, cred eu, sau mai puțin, vor începe a crește frunzulițe noi. Aceasta este a doua frunză, hai să vedem. Toate au făcut rădăcini, uitați-vă ce superb rădăcini, sănătoase, nu trebuie să le mai țin în apă pentru a nu putrezi. Le voi pune imediat în pământ. Și a treia, să vedem. Super, îmi pare bine, am reușit. 3 frunze am tăiat și cu toate 3 am reușit. Și am pus apă de temperatura camerei, le-am pus la geam, unde nu bate soarele. Și acolo e temperatură constantă, așa că s-au prins 100%. Acum, hai să le plantăm, fără să mai întindem timpul. Le voi planta în aceste păhăruțe. Am aici pământ de pădure, am la îndemână. Putem folosi pământ din comerț, universal. Deci, mă apuc să pun în aceste păhăruțe pământ. Am pus pământ până la acest nivel, pe urmă punem frunza și pe urmă vom mai adăuga pământ. Acum hai să plantăm încet câte o frunză. Etapa cu plantarea am terminat-o și acum va trebui să le punem aici, să le udăm în farfurioară, nu deasupra, că există riscul să putrezească. Vă recomand să folosiți apă de temperatura camerei și să nu fie direct din robinet. Puteți pune apă într-o sticlă, lăsați-o cel puțin 2 zile. Acum hai să udăm. Mă gândesc că este destul. Dacă va scădea apa, posibil voi mai adăuga puțin, dar voi vedea. Acesta este rezultatul final. Când vor crește, vom mai face un video. De asemenea, voi fotografia, voi pune poze în comunitate pe Instagram sau pe Facebook și cam atât. Sper că v-a plăcut acest video. Mulțumesc pentru vizionarea până la capăt. Vă doresc o zi bună, abonați-vă la canal, puneți like, distribuiți acest video. Dacă doriți, intrați pe website-ul meu și scrieți un articol despre plante, oricine poate face asta. Vă mulțumesc și o zi cât mai frumoasă pe data viitoare!